Bună ziua, dragii mei, dragile mele, bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj. Noi informații pe care le veți afla de această dată în legătură cu relația voastră de cuplu. Pentru aceia care sunteți într-o relație, dragii mei, și care vă doriți să știți mai multe lucruri despre aceasta în perioada care vine, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel pentru voi în perioada care vine sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul interesant. Sau pentru cei care sunteți în așteptare, poate așteptați o veste, un mesaj sau ca o anumită persoană să vă viziteze, dragii mei, dragile mele. Haideți să vedem despre ce este vorba de această dată pentru voi. Iată că vedem aici, văd aici în viața dumneavoastră, dragilor, o foarte multă suferință cu acest 9 de spade, dar este clar că, iată, această suferință, această durere vă este provocată de faptul că o anumită persoană a plecat din viața voastră, dar cineva v-a lăsat pustiu sau pustie. Cineva a luat această decizie mai devreme decât voi v-ați fi putut gândi că ar putea să o facă. Dar este clar că această persoană a plecat de lângă tine înainte ca tu să faci acest lucru, înainte ca tu să poți să îl părăsești, dragul meu sau draga mea. Da, simt că voi doi oricum aveți o situație destul de strâmtorată, o situație destul de delicată în relația voastră de cuplu, în sensul că nu vă mai bucurați de aceeași comunicare cum v-ați bucurat la începutul relației voastre. Relația în sine nu mai mergea, da, în sensul că nu vă mai simțeați atât de apropiați unul de celălalt, da, nu mai exista comunicare, nu mai existau punți de legătură între voi, da, și găseați mereu motive de ceartă. Ori atunci, da, iată că această persoană, dragul meu sau draga mea, a fost primul sau prima care a luat această decizie de a rupe această conexiune, de a te părăsi, dragul meu sau draga mea. De ce? Pentru că oricum această persoană se gândea că dacă el nu va face sau ea nu va face, următorul care va face acest pas vei fi chiar tu, da? Și ceea ce își dorește această, ce și-a dorit această persoană să preîntâmpine a fost tocmai această situație, pentru că nu și-ar, n-ar fi putut să înghită niciodată un refuz din partea ta sau ca tu, dragul meu sau draga mea, să fii acela sau aceea care să îl părăsești pe el sau pe ea, da? Această persoană nu este genul de persoană care să înghită un asemenea refuz sau un asemenea eveniment catalitic în viața sa, da? Nu ar fi fost capabil să facă față unui asemenea eveniment cu totul și cu totul negativ în viața sa. Așadar, hai să vedem, dragii mei, despre ce este bine să știi tu în legătură cu... Iată, dragii mei, vă mai arăt odată cărțile, da? Vedeți cât de negative sunt acestea, cât de întunecate sunt și cât de pozitive, cât de roz spre mov sunt acestea două. Da, este viitorul vostru, da? Trecutul vostru și viitorul vostru de această dată. Viitorul vostru sună bine, dragii mei, dragile mele, pentru că voi, de fapt, sunteți suflete pereche. Voi nu v-ați întâlnit degeaba în această viață, ci aveți de împlinit un destin împreună și acest destin este acela de a rămâne împreună. Poate că voi nu recunoașteți aceste lucruri acum, poate că vă este imposibil să fiți conștienți sau conștiente de aceste lucruri. Dar iată că ele vor deveni din ce în ce mai revelatoare pentru voi în perioada care urmează. De ce? Pentru că vi se va întâmpla să cunoașteți ceva, vi se va întâmpla să aflați niște secrete în legătură cu partenerul, cu partenera voastră și aceste secrete să vă facă să înțelegeți de ce acesta sau aceasta a luat decizia să plece din viața dumneavoastră. Da? Bineînțeles, dincolo de faptul că oricum această relație voastră nu mai funcționa, da? Nu mai mergea, nu mai ducea nicăieri. Era pe punctul de a se destrăma oricum. Da, să acceptăm acest lucru, ai acceptat și tu acest lucru, dragul meu sau draga mea, dar iată că nu poți renunța la o idee și anume la toate gândurile, la toate proiecțiile asupra viitorului pe care voi vi le-ați făcut, da, în cât timp ați fost împreună. Parcă s-a rupt ceva în tine, parcă nu poți să îți vezi drumul tău în viață fără această persoană, da, și da, este foarte clar între voi doi, există ceva cu totul și cu totul inedit, există o relație cu totul și cu totul specială care
merită și va fi dusă mai departe, da? Dar nu acum. Va trebui să mai așteptați ceva timp până când lucrurile se vor calma, până când lucrurile se vor așeza între voi. Pentru că, da, simt că sunteți într-un moment zero al relației voastre, da? Într-un moment în care aveți nevoie să petreceți ceva timp voi cu voi înșivă, voi cu voi însevă, să vă restabiliți prioritățile în viață, să vă puneți calm în mintea și în sufletul vostru. Da, și dincolo de toate acestea, să priviți apoi spre viitorul vostru, chiar dacă unii dintre voi o veți face cu teamă. Da, pentru că simt că vă este teamă să priviți spre viitorul vostru, pentru că vă este teamă să nu cumva să rămâneți singuri sau singură. Da, pentru că voi știați și știți în continuare că destinul vostru este această persoană, numai că nu știți cum de ați rătăcit calea, nu știți cum de ați lăsat ca totul să se răcească între voi. Da? Nu știți de ce este nevoie sau de ce a fost nevoie să treceți prin această perioadă destul de înturecată. Hai să vedem și următoarele cărți ce au să vă transmită. Iată că avem aici Cartea Puterii, dragii mei, dragile mele, care îmi spun că o carte foarte importantă, care îmi spune că partenerul sau partenera ta poate fi cineva din zodia Leu sau poate fi o persoană dintr-o zodie de foc, oricum, o persoană foarte bărbătoasă, foarte tare, o persoană care știe ce vrea, știe ce își dorește de la viață și o persoană care, odată ce și-a dat seama în legătură cu ceea ce își dorește, da, nu va renunța nici în ruptul capului până când nu-și va atinge acele țeluri. Da, aceasta este persoana la care tu te gândești în aceste momente și este persoana alături de care ai stat atâta timp, dar de care te-ai despărțit acum pentru o perioadă scurtă de timp. Da, se pare că și ție și acestei persoane nu vă va lipsi curajul în perioada următoare și determinarea de a face lucrurile așa cum vă doriți voi, de a face lucrurile în pofida a ceea ce spun ceilalți, spre mai binele vostru, spre mai binele vostru și al partenerului sau partenerei voastre. Și da, se pare că veți fi perseverenți pe o anumită cale pe care v-ați propus să mergeți și vă propuneți să vedeți dacă planurile voastre se pot împlini pe această nouă cale pe care vă doriți să mergeți de acum înainte. Da, este o cale în care poate partenerul sau partenera ta nu a crezut. Da? Poate că nu te-a încurajat să mergi pe această cale și poate din această cauză a intervenit separarea între voi, unii dintre voi, dar odată ce tu vei vedea semne din partea Universului, ce vei vedea că această modalitate, această nouă percepție asupra vieții funcționează pentru tine, este clar că această persoană îți va da din nou vești de viață și va încerca din nou să te caute, da? Această persoană, să știi că oricum între voi doi nu este nimic stabilit, da? În sensul că nu e nimic bătut în cuie. Relația voastră se va putea relua la un moment dat, da? Aveți doar nevoie să stați un timp singuri, voi cu voi înșivă. Adică în afara relației. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici cartea acestui munte, cardul cu numărul 22, dragii mei, dragile mele, care îmi spune și îmi amintește și de această dată de obstacolele care se pot ivi pe alocuri în viața noastră, da? De aceste obstacole sau de aceste vârfuri vei avea și tu parte în perioada următoare, de aceste culminări în viața ta. Dar este bine să-ți amintești, dragul meu sau draga mea, că pe parcursul drumului tău, prin această viață, ești protejat, protejată de tot ceea ce este mai rău. Nu ai de ce să-ți faci griji inutile în legătură cu drumul tău, da? Pentru că este drumul tău și este ceea ce îți este dat, da? Să experimentezi. Și hai să mai luăm o carte. Da, se pare că pe acest nou drum, dragul meu sau draga mea, tu vei avea parte și ai deja parte, te-ai lovit deja de foarte multe ostilități din partea, iată, din partea oamenilor din jurul tău. Se pare că foarte mulți oameni nu înțeleg de ce tu vrei, de ce tu îți dorești morțiș, de ce ții morțiș să faci anumite lucruri sau să le faci într-un anume mod. Da, de ce ții morțiș să ai această nouă cale, de ce nu poți. De fapt, ce nu pot înțelege oamenii este de ce nu poți fi și tu ca ceilalți, da? De ce nu te poți integra în acea regulă, da? A comunității din care faci parte.
Și iată, din această cauză, pentru că tu îți dorești să ieși din turmă, ca să zic așa, te lovești de aceste ostilități. Dar stai fără grijă, dragul meu sau draga mea, pentru că pe parcursul drumului tău, spuneam, vei fi protejat, da? Vei fi protejată de acele divinități care te ghidează, de acei îngeri care sunt lângă tine și care au această misiune de a te proteja. Dragii mei, pe parcursul acestui drum nou pe care îl vei începe, mare atenție, pentru că se poate ca cineva să se iubească și să își dorească să înceapă o relație cu tine, da? Cineva altcineva decât partenerul sau partenera ta de care tu te-ai rupt, da? O persoană s-ar putea să-și dorească să aibă o relație pasageră cu tine, o aventură cu tine, așadar mare atenție la aceste, cum să le spun, dorințe străine care pot apărea în viața ta, dragul meu sau draga mea, dar mare atenție cum îți iei aceste precauții. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!